decizia Curții Constituționale de acum câteva săptămâni este o decizie injustă. Ea contrazice decizii anterioare ale Curții Constituționale, care vorbesc de rolul președintelui, și face pe chestiunea numirii procurorilor, dă atribuții mai mari ministrului justiției față de președintele care are, față de președinte care are o legitimitate mult mai mare, fiind votat prin vot direct de cetățenii României. Deci, decizia Curții Constituționale este injustă. Pe de altă parte, fiind într-un stat de drept, statul de drept presupune ca deciziile instanțelor și în cazul nostru ale Curții Constituționale să fie respectate. Acum, sunt două mize mari. Prima miză este ca DNA-ul să funcționeze în continuare și să se ocupe de marea corupție, așa cum a făcut-o, dacă se poate, fără acele derapaje pe care presa le-a semnalat și uneori le-a dat o importanță mult mai mare decât contextul macro. Și doi, președintele care are legitimitatea dată de votul cetățenilor, să vină în fața cetățenilor să spună care este soluția pentru aceste atacuri sistematice care se dau la sistemul de justiție. Dacă soluția asta este un referendum sau care este soluția pe care, repet, omul care are cea mai mare legitimitate în urma votului trebuie să o propună cetățenilor. Președintele a dat impresia că va amâna mai mult această decizie. Așteptarea mea de la președinte, repet, este pentru o soluție de ansamblu pentru întreg sistemul de justiție care este sub asediu în momentul ăsta.